în acest receiver a fost depozitat biogaz. Și vrem să vă demonstrăm calitatea lui și cum arde el. O instalație cu biogaz funcționează de câteva săptămâni la Mănăstirea Zâmbreni din raionul Edineț. Dejecțiile sunt depozitate într-un rezervor special. Timp de aproximativ 20 de zile, la o temperatură de plus 35 de grade Celsius, în rezervor are loc procesul de fermentare, în urma căruia se obține metan. Nu mai procurăm acel propan, acel gaz care trebuie să fie alimentat în oraș sau la alte stații de alimentare, dar putem să pregătim bucatele în fiecare zi cu acest gaz. În scurt timp, cred că vom putea să-l conectăm de acum și la alte cazane pentru încălzirea de acum a locuințelor. Instalația a costat 6.000 de dolari. Jumătate din sumă a fost achitată de o organizație neguvernamentală. Specialiștii spun că fiecare își poate instala acasă un astfel de sistem de încălzire. Acasă va trebui 5-3 cuburi, asta destul. Și asta vă 5.000 de lei, 3.000 de lei pentru, spunem, această cisternă, unde va fi bioreactor. Mai mulți fermieri care au venit la mănăstire să vadă cum funcționează instalația au spus că vor să implementeze această tehnologie și la fermele lor. Budu staviți, mine na eto leto budut vostanavlivati eto takuju shtuku. Ja думаю, що мене навоза много. Montez o linie de uscare a prunilor și prilucarea mai departe, am să folosim și biogazul paralel cu gazul natural. Pe lângă faptul că utilizează resursele regenerabile, călugării de la Mănăstirea Zâmbreni cultivă de mai bine de 15 ani legume ecologice. Acestea sunt crescute după o metodă specială. De exemplu, morcovul l-am asociat cu ceapa ca să se evite reciproc de dăunători. Sau printre căpșuni am plantat usturoi, la fel ca să fie evitați dăunătorii telurici din pământ. Și astfel ne-am scutit de întrebuințarea pesticidilor, insecticidilor. Călugării de la mănăstire au avut unele produse proaspete pe tot parcursul iernii. De exemplu, aici este cultivat spanac, mărar, pătrunjel, iar în cel mult 3 săptămâni, în această seră, vor fi semănate semințe de roșii, ardei, dar și alte legume. La Mănăstirea Zâmbreni viețuiesc 20 de călugări.